Și Dan Barna îl ține în brațe pe șeful CFR. Vicepremierul susține că un om ar trebui judecat după faptele sale și nu după vorbe. Scutul guvernamental vine în contextul în care o locomotivă nu a ajuns timp de 8 ore la trenul din câmp în care se aflau mai mulți copii. Direct. Nu e nimic de apărat, doar vă spun realitatea. Era un interviu în direct. Nu această informație pe care o am eu, cel puțin. Dincolo de lucrurile astea. Da, nu are importanță foarte mare. Deci, doar că vă spun, dintr-un serviciu public. Un om care a muncit toată noaptea să deblocheze o situație, ca niște trenuri să meargă pentru ca oamenii să nu mai stea în câmp, în garnituri, putem să judecăm pentru o replică nefericită. Dar hai să judecăm oamenii și de asta spun. Nu le evaluăm la 6 luni, la un an, hai să judecăm oamenii după ceea ce fac și mai puțin după ceea ce spun. Personajul la care face referire Dan Barna este directorul CFR Călătorii, Ovidiu Vizante. Vicepremierul spune că va face o evaluare a activității acestuia care se află de aproape un an în funcție. Cu siguranță, incidentul copiilor blocați 10 ore în câmp nu se va regăsi în această evaluare și asta pentru că vicepremierul consideră că directorul CFR nu este de vină pentru situația de miercuri seara, ci vântul. Barna spune că incidentul a avut loc din cauza furtunii care s-a ivit și a situației meteorologice atipice. În momentul în care această furtună a tulburat teribil circulația feroviară, pe calea ferată asta este și explicația întârzierii și a acelui tren și a mai multor trenuri, au căzut foarte mulți arbori, au fost foarte multe evenimente din acestea care au blocat circulația. Am fost acolo toată noaptea, a doua zi dimineața a avut loc acest interviu în care, și nu s-a apărut lucrul ăsta, s-a exprimat total nefericit și neinspirat. Declarațiile vin după incidentul de miercuri seară, atunci când un mecanic a provocat un accident feroviar la Fetești, în timp ce se afla sub influența băuturilor alcoolice. Argumentele aduse în favoarea lui Vizante vin la puțin timp după declarația sa controversată apărută în presă. Și cine v-a spus? De ce mă întrebați pe mine? Noi am pus la dispoziția CFR-ului această locomotivă. Dacă a fost un pom căzut pe linie, locomotiva nu poate, din păcate, sări peste pom. Încercați să găsiți transbordare la ora 0 noaptea, 1000 de călători cât sunt într-un tren, că văd că toată lumea știe ce trebuie. Adică... Păi eu sunt în funcție, eu iau deciziile. De ce veniți dumneavoastră și îmi spuneți ce trebuia să fac? Dan Barna îl acopere total pe directorul CFR, despre care spune că a fost luat prin surprindere în momentul declarațiilor și nu știa că este înregistrat. Dialogul acela a fost cu un jurnalist care nu i-a spus că este într-un interviu. A fost un interviu înregistrat fără acordul lui, care a fost apoi folosit în presă. Cred că era în direct. Nu e nimic de apărat, doar vă spun realitatea. Era un interviu în direct.